Vine iarna, vin și zăpezile, poleiul și gheața pe carosabil. Odată cu ele spore și grijile conducătorilor auto, mai ales ale acelora care nu au fost prevăzători și nu au pus deoparte banii necesari achiziționării cauciucurilor de iarnă. Încă este timp pentru echiparea autovehiculelor pentru sezonul rece, legea nespecificând o dată anume pentru intrarea în vigoare, ci doar condițiile în care se aplică. Recomandăm conducătorilor auto ca la plecarea în cursă să verifice sistemul de iluminare, sistemul de dezaburire a parbrizelor, să verifice starea bateriei, să verifice toate instalațiile autovehiculului. Cei care știau că, începând cu 1 noiembrie, trebuie să își doteze mașinile cu încălțăminte de sezon, trebuie să știe că data nu mai este obligatorie, dar că trebuie să aibă cauciucuri de iarnă agreate în caz de vreme rea, cu îngheț la sol sau zăpadă. Polițiștii de la rutieră amintesc participanților la traficul rutier de apropierea iernii și le împart pliante cu măsurile preventive necesare pentru parcurgerea în siguranță a acestui anotimp. De asemenea, vă reamintesc că atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață, să aveți autovehiculul dotat cu anvelope de iarnă. Cauciucurile all-season nu sunt agreate și nu sunt considerate cauciucuri de iarnă decât dacă mai sunt inscripționate și cu una dintre inscripțiile deja consacrate, MS, M+S sau MNDS.